am știut din fraze de prucie tot ceea ce a însemnat regalitate. Și am crescut cu respect față de tot ceea ce înseamnă monarhie. Astăzi, împreună cu oameni dragi mie, doamna primar, înțeleg să aduc un dar din suflet, atât bisericii cât și școlii în care eu am învățat, bisericii în care am spus prima dată crezi, bisericii în care am spus prima dată Tatăl nostru și școlii în care am învățat primele litere. Este un factor care se intitulează Regina, Regina Maria și celălalt care se numește Cămașa Mariei. Sunt două tablouri pictate cu drag de prietena mea, Luminița Pătrățeană, și de artistul oreștean, Luminița Pătrățeană. Și cu siguranță ele vor aduce un suflet de viață și vor împlini, cred că, aceste două lucruri unde vor fi așezate. Îi mulțumesc doamnei primar pentru invitație. Îi mulțumesc. Mulțumesc încă o dată, Dumnezeu, pentru că a fost alături de mine și de această dată. Sper să mai faceți evenimente în continuare, pentru că are nevoie de mănăstirea de așa ceva. Bună ziua! Nu este un act de indolitete cu portul primar, dar vorbesc. Fiind de la spital, cu drag, am introducut acest eveniment cu Elena, cu Adriana, cu Cezar, cu Părintele Pașcu, de foarte mult timp. Nu am uitat niște Părintele Danilor. Cu drag invitat, cu drag din Europa, pentru mine Regina Maria este și va fi Îngerul din Iisus. Am pictat-o în foarte, foarte multe ipostaze, este foarte dragă. Știu ce înseamnă Regina Maria pentru Mănăstirea Pașii. Știu că va alina soldații, știu că va obloji trările, știu că va iubit meleagurile încărcate de atâta frumusețe și mai știu ceva, că va fi pentru dumneavoastră mereu un înger de dincolo de zâr. Îi mulțumesc Elenei, îi mulțumesc Adrianei, ele sunt două prietene, iar de Elena mă leagă o prietenă specială, dar de fapt și de frumoasa sora ei. Sunt fetele mele inimoase, crescute într-o familie care cuvântul biblic a fost de către ei. Vă mulțumesc încă o dată că mi-ați oferit șansa de a primi în fața dumneavoastră, în comuna dumneavoastră, semnăturile mele. Mulțumim pentru darurile frumoase primite. Eu vorbesc în numele școlii. Părintele Paro, de asemenea, sunt convinsă că vă va mulțumi și dacă dorește, îi dau microfonul să mulțumesc acum. Urmează domnul colonel Coșocaru Stelian împreună cu domnul Gicu Moraru, care vor prezenta ținutele militare. Stimați mănăstrieni, stimați invitați oficiali, fiți părinți, doamna primar și doamna directoare, dragi copii, mă bucur că a fost invitarea dumneavoastră în comună, îmi refuz de mănătoare și atunci eu am o satisfacție deosebită pentru frumoasele evenimente făcute dumneavoastră. Nu sunt Regina Maria, fac un scurt în observație personală, consider că este cea mai mărinoasă figură în toată egalitatea română. Ea a fost supranumită mama religiilor, mama tuturor românilor, a fost părut, așa încălzat în soldații. Iar cu cine știu că la Paris, la tratativele după război, îi datorim foarte mult pentru întregirea țării. Acum o să vă prezint uniformele de atunci, nu sunt alea de atunci, sunt făcute. În care am îmbrăcat strămoșii celor care au stat aici, copiii dumneavoastră, și o să încep cu
un copil mai mic și cu nimica este îmbrăcat cu uniformă de infanterie de vară, aparține regimentul 27 infanterii Bacău. Uniforma se compune din chipiu, care are culoare gri, vestonul pe de vară are tot culoarea ouă de rață, pantalonul mic cu vipus de roșu, cizme, fiindcă face parte din garda la Grafet, soldații aveau bocanci pe timpul, și o armă de infanterie. Arma asta lui este mai scurtă, este armă chiar Steyr, austriacă, și o foloseau la cavalerie. Celălalt infanterist foloseau arma Mauser, ca la 97 ani, foarte bună. Și alte, vă spun. Vă prezint un alt fiu al statului, ceva mai mare, domnul capitan, în uniformă de capitan, în uniformă de capitan din primul război mondial și este în uniformă de iarnă, cum are toate gri, cu stoful mai văzut. În cap poate un chipiu cu semnele legale de cerbă. La copiii infanteriști, avem un alt vorbitor, care pot de apelul mare onoare și poartă pe cap cu cască de oțel, un model Adrien, franțuzeată, care armata unu avea în dotare. Eu pot o uniformă de maior, uniformă de vară, oficial avea sabii, pistol, și am uitat să vă spun, vă prezint o uniformă de roșiori. Roșiori înseamnă cei care luptau călare. Este această frumoasă fiica satului, îmbrăcată în această uniformă. Regina Maria a fost comandant onorific la regimentul 4 roșiori. Și această uniformă de roșiori ne aduce aminte de regina noastră. Uniforma era de culoare roșie, după cum vedeți. Avea branduri negre, prins cu toate mulți nașcu, epolet trefle, era uniformă în ceremonie, cizme în picioare, pantalon, iar pe cap aveau căciulă de asahan, asta chiar e de asahan. Acoperimentul roșu și cu o pană. Avea sabii ca totul oficial. Uniforma este de locotenent. Aici este tablou de regina Maria, care era în spate și am vrut să-l vedeți. Este foarte frumos. Și am impresia că am seamănă. Vă mulțumesc pentru atenție și sper să facem evenimente și mai bune și în viitor. Vă mulțumim din suflet, domnule colonel Cojonaru, mulțumesc din suflet domnului major Gicu Moraru. Vreau să spun că m-am bucurat enorm de mult când domnul major Gicu Moraru m-a sunat și mi-a spus că va veni la activitatea organizată de noi cu aceste uniforme. Vă mulțumim din suflet, ne-ați făcut o mare surpriză. Îl rog acum pe Minoiu să ne spună ce va face cu tabloul. Revenim un pic cu precizarea, pe lângă faptul că mulțumim și celei care a realizat lucrarea și cei cu inițiativa și tuturor, am înțeles că este o echipă care a complotat această realizare acestor tabloului. Tabloul de asta pe strana regiei, făcută special pentru regina Maria atunci când a participat la Noaptea de Înviere, la intrarea în biserică, sperăm să atragă atenția multora dintre cei care caută bradul bisericii și mergând acasă să trimită la mănăstirea Cașin și vecinii și rudele să viziteze. În acest fel încercăm să ne întâlnim un pic și bună starea comunei, pentru atunci când vine cineva într-o comună, mai când un om, un laptă, un ceva. Da? Așa este. Mulțumim, părinte!
urmează... Trebuie să dăm cezarului ceea cezarului. Vreau să vă spun că strana este făcută de un... este dată spre executare de un primar liberal la 1922, iubit foarte mult de Regina Maria și de statul domniei sale, se numește Ion Mărășteanu, iar nepotul domnului primar de atunci, Cătălin, este aici. Cătălin ține foarte mult la ceea ce a lăsat bunicul său și de aceea îmi permit să spun că trebuie menționat acel primar și după, iată, după 100 de ani avem o primăriță destoinică. Și pentru că doamna Pătrățeanu ne-a făcut o introducere și ne-a aruncat mingea la fileu, îl anunț acum pe domnul Cătălin Rima, care ne va prezenta cartea încoronării și ne va vorbi într-adevăr și despre acea strană și despre toate documentele pe care le deține, documente legate de legalitate. Bună ziua, onorată asistență, dragi concetățeni. Vă rugăm, știu că, dragi copilași, știu că răbdarea voastră este pusă la încercare, totuși este un eveniment la care ar trebui să faceți un pic de efort și să fiți atenți, da? Mulțumesc organizatorilor pentru onoarea de a participa exact la 100 de ani la ocazia centenarului încoronării Regelui Ferdinand și a Reginei Maria în 5 octombrie 2022 la Alba Iulia. Aș vrea să menționez că 15 octombrie 2022 n-ar fi chiar nimic cu toate ani cât în vedere că se respecta calendarul vechi. Așa, am venit să vă prezint cartea încoronării originală care a fost ținută în timpul regimului comunist în punctul de brand cu poderele de acasă. Un exemplar de acest timp se mai găsește în arhivele statului de la Alba Iulia. Am primit toți în format electronic, domnul Viciu poate să o deruleze ca să o și vedeți. Bunicul meu, acum în calitate de primar, a participat la aceste sărbători cu ocazia încoronării, alături de 1000 de primari. În anul următor, în 1923, la comanda Casei Regale, la tipografia Casei Regale Carmen Silva, s-a tipărit această carte și a fost înmânată tuturor participanților la Alba Iulia. Din păcate, nu știu câte exemplare mai găsesc în România de acest gen. Asta, totodată, având în vedere donația făcută de doamna Luminița Pătrățeanu, cărei mulțumesc, aș vrea să menționez că strana regală, oferită în cinstea vizitei Reginei Maria în 10 aprilie 1920, a fost donată de bunicul meu primar de atunci și care se află în Biserica din Mănăstirea Casei, o piesă de mare rezistență pentru România. Mulțumesc tuturor, nu aș vrea să vă mai rețin că aș putea să văd în o jumătate de zi, la câte am discutat. Domnului Cătălin Rima, îl rugăm pe domnul Rusanovski să ne prezinte o istorie adevărată. Mare cultură! Mulți pe aceste meleaguri m-au rătăcit acum 20 de ani, s-a născut dincolo, în cea parte a României pe care a adus-o Regina Maria și Regine Ferdinand, Regina Maria în special,
pentru formidabile ei calități diplomatice și pentru farmecul ei personal. Atât s-a vorbit suficient despre Regina Maria, o minune a neamului românesc. Pentru școală, sunt multe de spus. E o istorie și viața noastră, acelor care ne-a născut în Basarabia. Dar trecem peste asta. Au trecut ani și peste mine. 80. Să știți că am adus o harcă, nu știu dacă a venit sau a trecut-o, unde este Ferdinand, dar este Maria Regina. Suceava și cu oarecum contribuția mea, mai mult valoroasă, a scris o carte care se cheamă Istoria adevărată a Moldovei. Eu am primit acordul să o copiez, am multiplicat-o și am dus-o în Basarabia de anul în foarte multe licee și școli. Ei, pentru că sunt mănăstirea, am înțeles că am fost adoptat ca ghetul bățătean, am zis să aduc și la școală aici, pentru ele de dumneavoastră, două exemplare, atât am mai rămas din istoria adevărată a Moldovei pentru ele. Mulțumim! Iar aici, falsificarea istoriei Moldovei, tot pentru ele, doamnă, și pe domnul, pentru tot profesor de istorie. Și pentru că n-am mai avut cărți, am adus și două CD-uri cu istoria adevărată a Moldovei. Mulțumim mult! Iar această hartă este istoria Moldovei. De pe vremea lui Ștefan, am pus-o ei de mult, de pe vremea lui Ștefan cel Mare, mult dragă sunt cu eu, este cadou făcut de prietenii mei deosebit de la Chișinău. Nu le mai dau numele că voi cunoașteți. A stat la mine mulți ani de perete, dar nu înțeles că ar fi mai bine la dumneavoastră la școală, doamne. Mulțumim, mi-am onorat cu atâtea dar vă mulțumim, domnule. Și ca să nu plângesc, v-ați întrebat, stimați copii, câte fete și câți băieți are România? N-au. Hai, acum faceți gălăgină. Nu dumneavoastră, a fost elevă. Nici dumneavoastră, că-s amator. Să-i spun? Numărați, băieții. Bana Mureș și Bana, o băieți, da? Crișana, Ortenia, Ortenia, Dobrogea, Bordova și Bucovina. Și Transilvania, 7 fete și 2 băieți. Mulțumim, mulțumim! Iar pentru voi, dragile, vreau să vă spun ceva deosebit. N-am spus-o eu, a spus Marele Nicolae Iorga. Cine nu-și cunoaște istoria, este ca un copil care nu-și cunoaște părinții. Iar eu vreau să vă mai spun și de la mine ceva. Să știți că istoria este cea mai frumoasă poveste, dar numai de cei care pot să se educe și dumneavoastră trebuie să vă educați. Pentru că sunteți elevi la școală, domnii profesori au grijă de acest lucru. Și, deci pentru cei educați și pentru cei care doresc să-și sărbătorească, să cinstească strămoșii. Vă mulțumesc de audiență! Mulțumim foarte mult pentru cuvintele frumoase și pentru darurile pentru școală. Urmează acum doamna Aplodisi Diana, care va prezenta o expoziție de cărți vechi, dar și expoziție de lucrări realizate de elevii noștri. Acum. Bună ziua! Da, ce vă rog să mă iertați. Am 80 de ani, probabil peste câțiva ani sau pe un an mă voi stinge. Am acasă ceva foarte frumos. Dar îi spun altarul meu, sufletul meu. Sunt să vă spun că am o lucrare care nu există nicăieri în țară. Va fi donată pentru stinge și
școlii din mănăstirea acasă. Vă rog să mă iertați, mi-am arătat amintea acasă. Mulțumim! Mulțumim mult! Da, mulțumim pentru prezența foarte mare. Nu o să mă lungesc prea mult. Observați lucrările elevilor noștri, fie că sunt picturi, desene, proiecte realizate, toate în cinstea reginei, a regiului nostru și a coronării. Vreau să mă opresc doar 2 minute asupra acestei mini colecții personale de carte veche. Sunt cărți pe care eu le-am cumpărat sau primit, cărți care au 100 și mai bine de ani. Cea mai veche carte de aici este de la 1876. Este un curs de istoria naturale. Aceasta este, să știți că atunci când veți pleca, puteți să veniți să le răsfoiți, pentru că chiar nu au nicio valoare dacă stau doar în biblioteca mea. Am vrut astăzi să le împărtășesc cu voi, să vedeți cam cum arătau cărțile acum 100 și ceva de ani. Sunt multe cărți de limba română, gramatică, compunere, istorie. Avem aici o ediție a cărții Fata Moartă. De ce suntem legați de această carte? Pentru că Ioan Visir, scriitor, dar și ostaș care a luptat aici pe locurile Mănăstirii Cașin, a scris acest memorial de război în 1936. Iar această carte este ediția a 4-a din 1937, deci la un an după ce a fost scrisă. Apoi, mai sunt două caiete cu schițe sau planuri de lecții. Măi copii, noi pentru a putea face o lecție cu voi, trebuie să ne pregătim, să facem un plan, o schiță, un rezumat a lecției. Acestea sunt niște caiete cu planul de lecție, unul de la 1909-1910 și unul de la 1915. Deci ambele caiete sunt foarte valoroase, nu numai prin vechimea lor, ci și prin ceea ce conțin. Se făcea școală și educație adevărată și acum 100 de ani. Și ultima, dar nu cea din urmă, carte este Calendarul Reginei Maria, editată în 1918, după Marea Unire. Au fost editate câteva mii, da? În acest calendar sunt evenimente importante din acea perioadă, mici povestioare scrise de Regina Maria și de alți istorici din acea vreme, la fel, este o carte foarte valoroasă și printre puținele care mai există în țara astăzi. Vă invit, înainte de a pleca, să veniți să le vedeți. Mulțumesc! Mulțumim, doamnei profesora Preotesi. O invităm pe doamna Isabela Dragotă să prezinte expoziția realizată de copiii de clasa a doua. Pentru că legalitatea a însemnat în primul rând demnitate și religionism, demnitate, religie, deci iubire de credință și neam, ne-am gândit, astăzi fiind ziua cuvioasei Parascheva, i-am organizat un colțișor în care i-am adus și icoana cuvioasei Parascheva, i-am pus o lumânărică să vecheze asupra poporului român, iar mai departe am concurat-o pe doamna pictor Pătrățeanu, venită de la Onești, clasa a doua, s-a gândit să o picteze portretul Reginei Maria pe sticlă. Pentru că noi nu avem acces la expoziții marile orașe datorită distanței, datorită altor factori care ne împiedică, ne-am gândit să ne bucurăm de un mic colțișor de expoziție. Vă mulțumim! Mulțumim elevilor și doamnei profesor care a prezentat. Urmează o scenetă pregătită de doamna profesor Moraru Alicea. Scenetă care poartă numele pe un